Vlăduț a descoperit că apa este o resursă naturală prețioasă. Așa cum comoara este protejată de cufăr, apa ca resursă naturală trebuie să fie folosită cu chibzuință în irigații și gospodărie. Ce poți face tu? Poți închide robinetul care curge degeaba. Orice picătură care curge în plus este o risipă. Pășunile sunt și ele resurse naturale. Hrană pentru animale, pășunile trebuie să fie și ele protejate și îngrijite. Oamenii le cosesc, nu le ară și trebuie să ducă animalele în număr mic la pășunat pentru a nu distruge plantele. Dacă îți amintești aerul curat și parfumat de pe pășune, acesta vine de la toate plantele care se găsesc acolo. Sunt chiar și plante medicinale. Ce poți face tu? Atunci când mergi la picnic pe o pășune, nu uita să strângi deșeurile în urma ta. Ce resursă naturală prețioasă este pădurea? Lemn, fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci, animale sălbatici, aer curat, armonie, sunt doar câteva din darurile pădurii pentru oameni. Dacă s-ar distruge pădurea, multe specii de plante și animale ar putea dispărea și s-ar strica echilibrul naturii. Ce poți face tu? Poți să te bucuri de toate darurile ei, dar nu uita să nu faci focul în pădure. Alte resurse naturale, adevărate comori pentru oameni, sunt terenurile agricole. Agricultorii sunt cei care se ocupă de înverzirea terenului și au grijă, în anul următor, să cultive alte soiuri de plante pe același teren pentru a păstra sănătatea solului. S-ar putea să vezi montate instalații de irigat pentru recolte bogate. Ce poți face tu? Poți privi și admira frumusețea culturilor, iar când primești legume în farfurie, nu uita că ele sunt sursa ta de sănătate.